Așa cum v-am promis, astăzi ne bem cafea cu proaspătul tătic Mihai Morar. Colegul nostru are acum 3 fete frumoase foc. Roa și o soție. Și o soție, să nu uităm soția. La fel de frumoasă. Roa este oficial sora mai mică a gemenelor Mara și Cezara. A venit pe nume miercuri, iar apariția ei a fost comunicată apropiaților, prietenilor, colegilor, într-un mod inedit. O relatare de la fața locului. Haideți să vedem și revenim imediat. De 20 de minute sunt tătic de fată a treia oară. Bravo, excelent! Felicitări! Astfel și-a anunțat Mihai colegii de la radio și evident pe toată lumea odată cu ei că a devenit din nou părinte. La puterea a treia, mezina familiei, Roa s-a născut miercuri în prima parte a zilei. Câte chile are? 2,950. 2,950. Bun! Bun! Și 52 de centimetri, dar nu știu ce înseamnă asta. E mult? E puțin? E perfect. Basket scrie pe ea. Până când vom afla dacă și Roa e de acord cu tatăl ei, vor mai trece câțiva ani. Până atunci însă are multă treabă să se joace cu surorile ei. Mă bucur să trăiesc aceeași senzație, același eveniment cu alte senzații la 10 ani distanță. Și cu ceva mai multă experiență. Cu 2 luni înainte de termen, soția mea a venit cu o listă. Trebuie să reamenajăm bucătăria. Am schimbat foarte multe lucruri în casă, fără să comentez, fără să spun, da, arată foarte ok casa. Știu că ăsta e reflexul, ăsta este instinctul mamelor înainte de un astfel de eveniment. Trebuie să-ți aranjezi cuibul. Mi se pare foarte simplu, mult mai simplu decât acum 10 ani. Mihai Morar și soția lui Gabriela sunt unul dintre cele mai discrete și mai solide cupluri din showbiz. S-au cunoscut în urmă cu 13 ani, în 2006 mai exact. Au fost mai întâi prieteni, apoi iubiți și, după doar 6 luni de relație, s-au căsătorit.